O nouă poluare accidentală cu levigat la deponeul ecologic de la Bârcea Mare. Instituțiile de protecție a mediului, dar și reprezentanții Apelor Române s-au aflat astăzi pe teren pentru a evalua situația. Lichidul rezultat în urma depunerii deșeurilor și-a croit drum peste terenurile cultivate ale oamenilor pe o lungime de aproximativ 4 km. Autoritățile le recomandă proprietarilor de teren să nu își lase animalele să pască acolo și să nu cultive acele parcele până când nu vor fi emise rezultatele analizelor de sol și apă. Ieri s-au prelevat probe din diferite locuri. Urmează ca analizele să fie efectuate în termenul pe care l-au cei de la laborator de efectuare a analizelor. Nu există încă rezultate la ele. Unde se fac aceste analize? Ele se fac parte în laboratorul acreditat al Apelor Române de la Seghia Hunedoara, cât și la Târgu Mureș, altele care nu se fac aici. Și cât durează până când o să avem un răspuns? Nu sunt chimist, dar știu că conținutul de ce o mangană e la 5 zile, de exemplu, conținutul de substanțe organice. Metalele, probabil că se vor face, vor dura mai mult. Se pare că avaria apărută la deponeu a fost remediată de către firma care gestionează CMI de Bârcea Mare. Vă reamintim că în urmă cu 2 ani, Garda de Mediu Hunedoara a amendat operatorul economic care deservește deponeul ecologic, respectiv Supercom, cu 100.000 de lei. Amenda a fost aplicată tocmai pentru o poluare similară ce s-a produs la sfârșitul lunii februarie.